O echipă a agenției Politica TV a fost agresată pe 29 noiembrie în jurul orei 18 de către reprezentanții PDL filiala sectorului 5. Deși campania electorală era încheiată de aproape 12 ore, în fața sediului de partid din Calea Ferentari, mai mulți bărbați descărcau sacoșe cu alimente dintr-un camion branduit cu imagini ale candidatei Mioara Rodica Tot. Sacoșele erau depozitate într-o mașină Tico, ce părea pregătită să plece cu ele în teren pentru a fi distribuite. În momentul în care au constatat că sunt filmați de operatorul Politica TV, bărbații care se ocupau de sacoșe au trecut la înjurături și amenințări. Lasă-mă în bacul și urcă-te mai întâi drumul de aici. Da? Șefii tăi. Șefii tăi, vine și spune Vanghele când o învețe să vorbească. Dar nu se de la niciun partid. Ei, dă-i drumul de aici. În primul rând, cu bun simț, vedeai, domnule, am și eu, am făcut un reportaj, fac păi și eu. Păi nu, am zis că e loc public. Nu numai loc public, vrei să spun ceva? Voi ziare, știi, vă băgați în viață cu tupeu. Noi nu mai avem drepturi, voi vă faceți meseria și noi... Păi eu să fi când cu cineva asta să mă filmez, că e loc public, dacă am chef să mă... Ne facem sume fiecare meseria, noi. Păi nu mă meseria, păi vrei să fac și eu meseria, fac și eu meseria cu tine. Și spun, te las să filmez, îți bag ceva în buzunar și vii și te arestesc, ești traficant, dă-te în spanac de aici, urcă-te și vezi de treaba ta, cum spun. Meseriașule, ești nebun la cap. Aceștia au cerut imperios ca filmarea să fie oprită, deși totul se întâmpla pe domeniul public. După numai o jumătate de oră, indiferent ce ar mai fi avut de făcut, la sediul PDL Sector 5 nu mai era țipenie de om. Totul a fost încuiat și luminile stinse. Politica TV a sesizat în scris Biroul Electoral Central asupra celor întâmplate.